Bună dimineața, sunt Adrian Săceleanu, jurnalist ZF. Bine ați revenit la o transmisiune specială realizată de ZF de la sediul EMAG, în care ne propunem să vedem ce se întâmplă cu vânzările de Black Friday și să aflăm date în timp real despre cum evoluează vânzările și cele mai importante tendințe din această zi. În transmisia din acest moment vom intra în legătură directă cu Alex Niculescu, vicepreședinte pentru operațiuni, care se află în depozitul central al EMAG din Joița și de la care vom afla detalii despre cum s-a pregătit EMAG pentru această zi, dar și date live despre ce se întâmplă cu un proces nu mai puțin important, cel de livrare, de expediere al coletelor. Alex este alături de noi, de spuneam, din depozitul companiei din Joița. Alex, sper că ne auzi. Bună ziua, vă aud, sper că și voi mă auziți. Exact, exact, totul e foarte bine, ne auzim, ne vedem foarte bine. Alex, în primul rând, cum a fost până acum? Cum se vede din depozit? Ce vedem aici în dashboard sunt vânzări de 462 de milioane de lei deja și sute de mii de clienți care au intrat pe site, care au făcut comenzi. Cum ați trăit voi din depozit până acum, Black Friday? În depozit, întreaga echipă este mobilizată. Noi, de astăzi începând, lucrăm zi și noapte, luni, vineri, dar și sâmbătă, duminică. De altfel, mâine și poimine, zile de weekend, vor fi zile de activitate intensă din centrul nostru logistic de la Joița. În aceste zile de vârf, în fiecare zi vom expedia peste 330.000 de dintre produsele comandate de clienții noștri. Asta, ca să ne facem o idee, înseamnă de 3-3,5 ori mai mult decât o zi obișnuită. Avem 1.500 de angajați, ceea ce înseamnă cu aproximativ 5% mai mult decât anul trecut și planul nostru este să expediem cu peste 20% mai multe unități decât anul trecut în aceeași perioadă. Am investit mult în depozit. Există un sistem automatizat care ne permite să facem picking-ul foarte productiv. Am crescut de 4-4,5 ori productivitatea în zona de picking, în zona în care preluăm articolele din locațiile în care ele sunt depozitate și le expediem către zona de coletare. Sistemul acesta automatizat, parte din care derulați chiar dumneavoastră pe ecran anterior, ne permite să expediem 10-15% mai multe comenzi plasate astăzi, promisiune de livrare mâine. De asemenea, reușim să reducem cu aproximativ 10% consumul de ambalaje de carton pe care îl folosim în procesul de expediere, de coletare. Aceasta pentru că reușim să consolidăm mai bine multiplele produse comandate cu o singură comandă de către client. Mulțumesc pentru date, Alex. Deja ai trecut în revistă un pic cam tot ce ați făcut. Vreau să mai insistăm un pic pe investițiile pe care voi le-ați făcut în depozit. Anul trecut, înainte de Black Friday, ați chemat media, am fost și noi acolo și am văzut investiția în roboți, în automatizare. Vreau să te întreb dacă față de anul trecut ați continuat și ce s-a schimbat. Eu știu dacă ați face o comparație, cum arată acum față de anul trecut. Beneficiile pe care ne așteptam să le obținem din investiția noastră se arată. Astfel reușim, cum spuneam, să creștem productivitatea și viteza cu care expediem. În felul ăsta reușim să facem față volumului crescut cu peste 20% de articole pe care le estimăm că le vor comanda clienții noștri și să le livrăm rapid către clienți. Sigur că noi continuăm procesul nostru de optimizare în depozit și vom avea și în viitor, nu ne vom opri aici, vom continua și în viitor cu investiții. Ne-am pregătit foarte intens împreună cu curierii pentru a putea să ne asigurăm capacitatea de livrare necesară. Cum spuneam, fiecare zi de după Black Friday înseamnă un volum de 3-3,5 ori mai mult decât volumele zilnice obișnuite. Aceasta pune o presiune semnificativă pe curieri
și noi ne-am pregătit din timp astfel încât să existe capacitatea de livrare necesară. Mai mult decât atât, foarte important, există rețeaua de EasyBox, rețea din care clienții își pot prelua coletele într-un mod convenabil, la momentul oportun. EasyBox care se află foarte aproape de domiciliul sau de biroul clienților noștri. Peste 60% dintre comenzi ne așteptăm să fie livrate prin rețeaua de EasyBox-uri, rețea în care avem peste 3900 de puncte instalate deja în localități din întreaga țară. Discutam cu Irina un pic mai devreme și cifrele legate de comenzile care vor fi livrate în EasyBox chiar sunt mai bune față de media pe care o menționai și tu. Sunt 83%, mă uit acum în dashboard-ul vostru, deci un procent important și peste ceea ce vedeți voi în mod normal. Așa este. Deci, cifra aceea se referă la proporția de comenzi adoptat, de comenzi care vor fi livrate la EasyBox în acele localități în care se află EasyBox. Ok, vreau să te întreb dacă deja au plecat colete. Ce s-a întâmplat de la ora 7 și 15 de când a început, practic, ați dat drumul la campanie? Din momentul în care au început să vină primele comenzi, 7:15, 7:30, noi am început deja să facem picking al produselor comandate, să preluăm produsele comandate de pe raft sau să avem deja pregătite produsele în paleți, în pregătire, în așteptare să fie expediate. Am început să le expediem. Deja pleacă primele colete de aici. Și ne așteptăm ca astăzi să livrăm câteva mii de colete în București și Ilfov, în rețeaua noastră de EasyBox-uri, chiar astăzi, în aceeași zi în care au fost comandate. Ok, deci deja se lucrează la turație maximă acolo. Deja se lucrează la turație maximă, vom lucra și peste noapte, vom lucra și în weekend. Scopul este să expediem tot ceea ce comandă clienții noștri cel mai târziu până pe 24 noiembrie. Spunem aceasta pentru că vrem să ne asigurăm că și ultimul colet în cel mai îndepărtat punct din țară ajunge până atunci. Dar cu siguranță noi lucrând atât de intens, vedem că peste jumătate dintre comenzi vor fi livrate în primele 5 zile de după Black Friday. Am înțeles. Cât de mult contează toate eforturile voastre în zona de automatizare și de simplificarea picking-ului față de anul trecut? E clar că este o îmbunătățire, dar sunt curios dacă te uiți și câțiva ani în urmă, cât de tare s-au schimbat lucrurile și cât de mult contează utilizarea tehnologiei în tot acest proces? Contează foarte mult tehnologia pe de-o parte, precum și modul în care reușim să optimizăm procesele, să le reproiectăm, ne permit să creștem an de an cu cifre considerabile. Cred că acum 3, 4, 5 ani vorbeam de maxim 100-150 de mii de articole expediate în zi de vârf. Și vă dați seama, anul acesta reușim 330 de mii, deci mai mult decât ori 2, ori 2,5. Ceea ce ne-am construit noi aici ne permite să continuăm să creștem, adică centrul acesta logistic din care operăm și pe care vom continua să îl calibrăm, în care vom continua să investim, ne permite acum să expediem peste 450 de mii de produse în fiecare zi. Deci, practic, am construit ceea ce ne o capacitate care ne permite să creștem și în următorii 1-2 ani. Și vom continua să investim astfel încât să ne asigurăm în continuare curba de creștere, care să ne permită să putem oferi clienților noștri o gamă din ce în ce mai variată de oferte de Black Friday, cu o livrare rapidă, conform promisiunii pe care o facem. Pe care le-ai menționat sunt impresionante în sine, dar aș vrea să ne ajuți să construim un pic de context. Pentru că sunt sigur că ați analizat ce se întâmplă nu doar în România, ci în întreaga regiune, cum arată tehnologiile pe care le aveți voi în depozit și toate automatizările pe care le-ați realizat, dacă faceți o comparație cu ce vedeți în general în toată regiunea aceasta unde EMAG are operațiuni, cum vă situați dacă vă comparați cu ce fac alți jucători? Nu știu, în România mai sunt alte depozite care din câte știți, să fie la nivel asemănător de automatizare și de utilizarea tehnologiei. Vreau un pic să înțelegem cât Mulțumesc de. pentru întrebare, mi se pare foarte relevantă.
Acesta este centrul logistic cel mai mare din Europa de Est, dar mărimea e una, precum și cel mai tehnologizat, practic, depozit pentru comerț online din Europa de Est. Lucrăm cu lideri mondiali în domeniul sorterelor, precum și instalațiilor automatizate de depozitare. Aflăm că, de curând, Walmart, de fapt, sunt vreo 6 luni, practic, dar asta înseamnă, după ce noi am finalizat investiția și am implementat-o, Walmart, lider american în domeniul comerțului, în domeniul retail, atât online cât și offline, implementează 4-5 centre, astfel de centre, cu această tehnologie de la acest furnizor în America. Deci, practic, ceea ce vedem aici este, este cea mai actuală, state of the art. Cea mai actuală tehnologie, state of the art, să spunem, cea mai actuală tehnologie folosită în domeniu. Mai mult decât atât, citeam de curând, Amazon folosea procese ușor diferite. Deci, practic, ei ce făceau este stocau articolele amestecate în locații de depozit și apoi aveau roboții aceia Kiva care duceau rafturile către picker, către cel care preia produsele de pe raft. E bine, și ei și-au dat seama că acest proces are nevoie să fie schimbat pentru a fi pregătit pentru viitor, pentru etapa următoare de robotizare. Iar etapa lor următoare de robotizare este etapa noastră actuală, etapa în care produsele sunt clar desemnate, alocate, locate, localizate în compartimente precise, un singur articol într-un singur compartiment. Există o locație de depozit, de depozitare care e preluată de către roboței și conveior. Eventual mă mișc un pic ca să puteți să și vedeți pe fundal cum facem. Iar din acele locații, care sunt tăvile de plastic, practic, care sunt preluate de conveior, 10 km de conveior în întregul depozit, ele merg la persoana care stă la bancul de lucru și poate să preia articolele respective din tava în care ele sunt stocate. Ceea ce ne permite o eficiență de 4-5 ori mai mare decât în procesul anterior. Dar mai mult decât atât, aceasta permite să instalezi apoi și un braț robotic care să poată să facă automatizat, rapid, lucrând zi și noapte, evident, și cu din ce în ce mai mici rate de eroare, picking al articolelor din locațiile specific desemnate. Vă să zic că ce vreau să spun este, citeam de curând că și Amazon, care este lider în domeniul comerțului online mondial, își modifică, își upgradează procesele astfel încât să treacă la un nivel asemănător de organizare și de dotare cu ceea ce deja noi avem aici în depozitul nostru de la Joița. Mulțumesc foarte mult pentru context, Alex. Noi am mai discutat să facem o nouă vizită în depozit și după ce trece acest vârf, cu siguranță cred că vom reuși să trecem un pic. Să trecem din nou revistă și să vedem cum se desfășoară întregul proces logistic. Alex, sper că n-am întârziat vreun colet al clienților pentru că ai stat de vorbă cu noi. Îți mulțumim pentru timp și ne mai auzim cu siguranță și pe durata zilei. Cum am descris aici, avem o echipă în care fiecare are rolul lui și responsabilitatea lui. În timp ce eu vorbeam cu voi și cu spectatorii voștri și mi-a făcut multă plăcere, echipa e pe poziții și face ce are de făcut, ajutată de roboți în mod foarte eficient. Deci n-ați întârziat niciun colet al niciunui client. Vă mulțumesc frumos! Perfect. A fost alături de noi Alex Niculescu, vicepreședinte pentru operațiunea LEMAG. Cu aceasta încheiem această transmisiune live de aici, de la sediul central, dar rămâneți alături de Ziarul Financiar. Citiți-ne pe site pentru update-uri legate de ce se întâmplă de Black Friday și vă invităm din nou alături de noi în scurt timp pentru o nouă intervenție în direct de aici, de la sediul LEMAG. Aceasta a fost transmisia pentru acest moment. Vă mulțumesc. La revedere!